mulțumesc că ați venit la noi acasă, în Moldova, la Bârlad. Sunt Ciprian Munteanu, administrez această bază sportivă din anul 2012. Totul a pornit dintr-o pasiune pentru sport. În martie 2012 noi am reușit să facem două terenuri de mini-fotbal și două terenuri de tenis. Totul erau pe o suprafață sintetică, adică pe gazon. Urmând să, de la an la an, să mai îmbunătățim, să mai aducem câte un plus valoare acestei baze. La sfârșitul anului 2012 am reușit să acoperim cele două terenuri de fotbal, urmând ca în 2018 să transformăm cele două terenuri de tenis de câmp pe suprafață de zgură și implicit să le punem o structură metalică tip cort pentru a putea funcționa tot timpul anului. În 2016 am deschis piscina, o piscină de aproximativ 450 de metri pătrați, iar întrucât în 2018 am rămas fără ce se cheamă tenis de picior, întrucât pe terenurile care erau pe gazon sintetic se juca atât tenis de câmp cât și tenis de picior, a trebuit să găsim o soluție pentru tenisul de picior. Fiind un internaut care îmi place foarte mult să caut, să mă informez, am dat peste doamna Elisabeta Gherghișan, care după 2-3 luni de discuții la telefon, fără să ne vedem, deja am semnat contractul. Dânsa era uimită, eu eram uimit, semnăm un contract fără să ne cunoaștem. Da, se pare că a fost un feeling și de o parte și de alta și am reușit să aducem două terenuri de padbol. Implicit am reușit să le și acoperim și să le punem și sistem de încălzire. Am participat după o perioadă nu foarte lungă la un turneu în Franța și implicit acum am ajuns să organizăm turneul Moldovei. După cel de la Craiova, ne-am luat și noi după ei și am reușit să aducem turneul Moldovei la Bârlad. Ce m-a atras foarte mult la padbol a fost condițiile în care se joacă. Jocul acesta cu pereții, cu sticla, locul acesta restrâns a fost o chestie nouă. Fiind un tip deschis la nou, am zis asta o fac. Și atunci asta am făcut-o. În orice sport e nevoie de susținere. Noi, ca bază sportivă privată, încercăm să ne implicăm cât de mult. Adică, din câștigurile noastre, încercăm să facem cât se poate de mult și pentru organizarea de turnee. În primul rând ne cunoaștem, în primul rând ducem un sport mai departe. Am intrat în această horă, jucăm, ne asumăm, ne e dragă. Dacă ce nu faci un lucru cu drag, atunci clar nu-l facem. Orice sponsor este binevenit alături de noi, nu neapărat financiar, cât poate să fie și pe bază de materiale, de orice e benefic în sport, tricouri, șepci, shorturi, Adidas, sunt binevenite. Sperăm totuși că toți cei care fac mișcare spun prima oară sănătate, iar lucrul ăsta sper ca oamenii să fie atrași în continuare de sport. Ar fi frumos o organizare de cupă europeană, să fim și noi undeva pe harta României ca să vină să se desfășoare câteva competiții la Bârlad. În primul rând experiența, în primul rând vezi alți jucători și cu siguranță mulți mai mulți care sunt mulți mai pregătiți decât noi și atunci vorbim de altceva.